Găurile negre sunt unele dintre cele mai masive obiecte din univers. Sunt atât de puternice încât o coliziune între aceste două corpuri cosmice poate cauza valuri în materia spațiului și a timpului în sine. Totuși, teoretic vorbind, opusul găurilor negre poartă numele de găuri albe, așadar, ce s-ar întâmpla dacă aceste două structuri s-ar ciocni? În prezent, găurile albe sunt structuri ipotetice, însă se crede că funcționează ca o geamănă inversă a găurilor negre și sunt exact opusul lor în natură. O gaură neagră atrage și devorează materie, pe când o gaură albă o respinge și o regurgitează. Nimic nu poate scăpa unei găuri negre și totodată nimic nu poate intra într-o gaură albă. Totuși, în ciuda naturii opuse, se crede că de la distanță găurile albe ar arăta foarte similar cu găurile negre, dacă vom ajunge vreodată să observăm una. Cu toate că teoretic este posibilă existența lor, oamenii de știință nu știu cum s-ar putea forma găurile albe. Avem o oarecare idee despre găurile negre, care adesea se formează atunci când o stea suficient de masivă și pierde destul de multă energie și explodează într-o supernovă. Acest eveniment lasă în urmă un nucleu extrem de dens care, la rândul său, lasă în urmă un fel de tunel spațiu-timp, o gaură neagră. Totuși, găurile albe nu se pot forma în același mod pentru că nucleul lor are o masă egală cu zero, prin urmare nu pot avea materie în centrul lor. În teorie, dacă un singur atom de hidrogen reușește cumva să intre într-o gaură neagră, acesta se va colapsa. Din cauza faptului că sunt atât de neobișnuite, unii cercetători cred că găurile negre ar putea reprezenta cheia către înțelegerea altor mistere spațiale, cum ar fi materia întunecată. Spre exemplu, o teorie spune că materia întunecată provine din nenumăratele găuri albe la nivel microscopic care o resping. În ciuda faptului că găurile albe nu pot avea o masă din cauza singularității lor și resping în mod constant materia din nucleu, se crede totuși că ar avea gravitație și pot atrage obiecte de la distanță. Deci, dacă am presupune de dragul întrebărilor că găurile albe chiar există, atunci coliziunea dintre o gaură albă și o gaură neagră este posibilă. Dacă orice altceva mai puțin masiv se apropie de o gaură albă, cum ar fi o planetă sau o navetă spațială, atunci nu ar mai exista nicio controversă că acestea există și au gravitație. Totuși, ruta către o gaură albă ar fi extrem de periculoasă. Materia expulzată de aceasta călătorește cu viteza luminii, ceea ce înseamnă că orice obiect ce se apropie suficient de mult ar putea fi bombardat fără încetare de o cantitate enormă de energie, probabil sub formă de radiații gamma. Acest lucru ar rupe în bucăți obiectele care încearcă să se apropie sau cel puțin va face imposibilă înaintarea către aceasta. Din moment ce niciun fel de materie nu poate atinge centrul unei găuri albe, ar exista un fel de punct critic cosmic unde toate obiectele care au încercat să ajungă acolo vor fi ținute la distanță de forța cu care gaura albă respinge totul și în același timp ar fi supuse unei cantități enorme de energie distructivă. Totuși, situația se schimbă atunci când obiectul care se apropie este o gaură neagră. Acum avem exemplul suprem a două opusuri care se atrag și un caz extrem de transfer al energiei. Întrucât gaura albă expulzează materie în mod constant, iar gaura neagră atrage materia în centrul său, gaura albă va sfârși alimentând gaura neagră precum apa care se scurge în chiuvetă. Va fi un scenariu cu sens unic, dar în timpul procesului particulele ar atinge viteze inimaginabile. O gaură neagră care este hrănită, ca să zicem așa, la nesfârșit, ar putea crește la infinit, formând în cele din urmă o structură excepțional de masivă. Ar fi o bătălie care ar distruge totul în cale pentru mii de ani, ambele obiecte cosmice reprezentând o resursă infinită de energie. Dar, având în vedere ceea ce știm despre găurile negre și ce nu știm despre cele albe, în timp, gaura neagră va deveni suficient de masivă pentru a devora până și furnizorul de energie infinită. Este posibil ca aceasta să consume gaura albă până la dispariție. Dacă acesta ar fi cazul, nu se știe cu adevărat ce se va întâmpla în continuare. Încă nu suntem siguri unde sfârșește materia comună non-teoretică atunci când intră într-o gaură neagră, deci prezicerea soartei finale a unui obiect cosmic teoretic este cu atât mai grea. Datorită radiației Hawking, gaura neagră ar trebui în cele din urmă să se micșoreze și să elimine materia, dar unii oameni de știință consideră că lucrurile sunt mult mai complexe de atât.
Unii au argumentat că materia ce intră într-o gaură neagră este izolată și dispare din univers în totalitate. De fapt, din această cauză, unele teorii sugerează că găurile negre sunt deja conectate la găuri albe din alte universuri printr-un tunel pe care îl formează în spațiu-timp. Atunci când o gaură neagră devorează materia într-un univers, acea materie poate fi ejectată printr-o gaură albă, ceea ce înseamnă că materia infinită care este atrasă iese la celălalt capăt al tunelului sub aceeași formă, infinită. Pentru a face această idee puțin mai ciudată, unii cercetători au teoretizat faptul că găurile albe sunt de fapt mai vechi decât universul în sine și conexiunea dintre multiple universuri prin intermediul găurilor negre și albe ar putea explica începuturile realității noastre. Dar întâlnirea nu se sau nu ar trebui să se termine aici. Într-un scenariu diferit, gaura neagră ar putea în teorie să moară din cauza radiației Hawking înainte să consume gaura albă. Astfel, gaura albă ar învinge geamăna inversă prin supraîncărcarea eficientă a acesteia. Totuși, într-o egală măsură, chiar dacă gaura neagră ar învinge în timpul coliziunii inițiale, timpul ar spune o poveste diferită. Fizicianul teoretician Carlo Rovelli a propus că atunci când găurile negre se descompun și în cele din urmă mor, acestea lasă în urma lor găuri albe. Se crede în mod tradițional că atunci când găurile negre pierd destul de multă masă din cauza radiației Hawking, acestea se contractă și dispar pur și simplu. Totuși, acest scenariu reprezintă o problemă în unele modele ale universului pentru că ar trebui să existe și cealaltă parte, adică multiversul. În acest caz, pentru Rovelli, o gaură neagră nu se evaporă pur și simplu în nimic, ci va reveni la forma inițială atunci când devine prea mică, iar acea revenire este tocmai ceea ce produce o gaură albă. Rovelli sugerează de asemenea că acest lucru va fi un proces incredibil de încet care ar putea ajunge să dureze de milioane de ori mai mult decât procesul de creare al universului de astăzi, unde masa găurii negre trebuie să fie aproximativ egală cu cea a soarelui nostru. Totuși, găurile negre primordiale din prezent sunt mult mai mici. De asemenea, Rovelli s-a întrebat cum ar putea găurile negre primordiale create teoretic la începutul Big Bang-ului să moară și să formeze găuri albe încă de la începutul universului. Dacă acest lucru se dovedește a fi adevărat, atunci avem de-a face cu mai mult decât o singură coliziune cosmică izolată ce a dus la crearea universului. Chiar și în scenariul în care o gaură neagră ar devora o gaură albă, obținând astfel o dimensiune incredibilă, structura consumată încă ar putea supraviețui acestui eveniment brutal și în timp, din ce în ce mai multe găuri negre din univers ar trece printr-un eveniment similar, lăsând în urma lor nenumărate corpuri cosmice necunoscute care aruncă materie înapoi în cosmos, pe scurt găuri albe care ar modela universul. Acestea fiind spuse, merită să ținem minte că această ipoteză particulară vine la pachet cu o contradicție, și anume că simpla existență a găurilor albe rămâne la nivelul de subiect în dezbatere. Înțelegerile noastre despre univers ne spun că existența acestora este posibilă, dar totodată majoritatea fizicienilor susțin că este puțin probabil ca aceste obiecte cosmice să existe în natura spațiului. Pe de-o parte, caracteristicile ciudate și minunate ale universului, precum exploziile radiațiilor gamma, ar putea fi de fapt găuri albe, doar că nu știm încă. Pe de-o parte, am putea pur și simplu să ne gândim la aceste enigme ca la o simplă imposibilitate a naturii. Totuși, asta s-ar întâmpla dacă o gaură neagră s-ar ciocni de o gaură albă. Voi ce credeți? Găurile albe există cu adevărat? Și dacă da, de ce încă nu au fost observate de către astronomi? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!